acolo, în obodnuști, cum o să mergem să vizităm împrejurimile. Așa, ploaia parcă s-a potolit, mai sunt nouri, dar noi am închiriat un scooter și ne-am pornit să explorăm insula. L-am arendat chiar de la hotel pentru că pentru noi este mai comod și mai sigur. Da, și acum ducem, cred că, la Ricefield. Vrem să vedem terasele de orez verzi, cum cresc. Sper să nu ne apuci ploaia pe drum, că sunt nouri, bunișori. Iată că am ajuns și la terasă. Frumos aici. Orezul este verde, încă e foarte frumos. Terasele sunt destul de înalte. Nu se vede marginea de jos a teraselor. Și apropo, comerțul aici în zonă este foarte, foarte așa, la nivel înalt, să zicem. Este intensă o piață pe ambele părți a drumului și toți se apropie și îți propune să cumperi ceva de la ei. Mergem să explorăm. Oh, asta e din bambuc. This is from Atom. This is a leather ring. Leather. And this is Atom. Da, eu tot putem pe tine iese. Puteam. I give you chip, ok? Da, și luăm? Nu, mă, nu. Așa, o pălărie costă 50 de mii. Deodată nu 50, dar au spus că deodată prețul inițial... Ei, mă rog, așa se negociază aici. Păi da, prețul inițial era de 1500, da, 150 de mii. Și după acum care 50. Au văzut că noi nu prea vrem să cumpărăm și au cedat cumva 50 de mii. Adică trebuie să negociez până la urmă. Da, vezi, de 3 ori au cedat. Și dacă îi spuneai... Ți-e un preț destul de bun. Dacă îi spuneai 40, precis tot de 40. Da, da, da. Whispering soft, luring signs, wrapping you around my finger, gently touch, full of spell, blinding you into another, sneaking round, hunt and pray to find me another lover. Behind closed doors and empty space, we're in a secret love encounter. Scrunch a fost așa de drăguț, cu panorama frumoasă către terasele de orez. Ca tare costă 5.000 de rupii. Am plătit din plăcere ca să ne rămână așa o amintire destul de plăcută. Și după noi s-a făcut un rând destul de mare. Suntem ușor de picior. Cu toții știm că orezul crește în apă. Cum sunt alimentate ca tare aceste terase? Iată așa. Hard, hard feline. I take what's mine, then I leave behind. Așa, mergem pe niște scări. Mai întâi coborâm la vale. Este destul de drăguț. Azi este înnourat, dar este foarte fain, că nu este foarte cald. Înălțimea teraselor au cam câte 1,5 metri. Cam așa, terasele. Ca mine. I'm a lonely, hard, hard feline. I take what's mine and I leave behind. Nu ratăm niciun loc ușor frumos de pe aceste terase, fiindcă sunt mai multe indicatoare unde trebuie să mergem. Save your breath, don't waste your words, I'm gone before the night is over. Don't lose your faith, keep it straight, I'm not the light. Deci dăm donation ca să mergem mai departe? Ok, ok. Trebuie. Da, foarte corect ai spus că trebuie. Trebuie, da. Ne obligă să donăm. Ne obligă să donăm.
Якась інсана донація. Куди сила? Can we go there? Can we go there? Can we go there? Sorry? No. Donation. Donation? 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 Donation is voluntary. Yeah, okay. One more. Hey. You picture, okay? Uh-huh. Can I go there? Thank you. Hello. Oh. Яка недовольна. Донації облігаторії. Да. Vrei, nu vrei, te obligă să faci o donație. Da. Dar cătarea asta nu e obligatorie, adică... Sigur că nu e obligatoriu. E asta s-a pus ca un fel de rider de ăștia, știi cum? Cum se cheamă? Rider, racket. Da? A, racket, da. Fel de racket. Anii 90! Dacă n-ați știut, aici în Bali, la Ricefield, este organizație de racket care colectează bani de pentru trecere, în formă de donații. Da, începând chiar de jos. Costa inițial 30 de mii, dar am convins să ne dai cu 20. Super! Miam-miam! E dulce? Tot cam așa, acriu un leacă. Așa din Thailanda tot și rău mai gustos. Da, chiar, de acord. It is raining outside and we're still in bed.
standard? White and this red, brown and black. This is brown. Black and black. Yeah. Only heart feet align. I take what's mine, then I leave behind. I'm a lonely heart feet align. I take what's mine, then I leave behind. I'm a lonely heart feet align. I take what's mine, then I leave behind. Intrarea pe terasele de orez este absolut gratuită. Însă foarte mulți oameni nu știu de chestia asta și își iau câte un ghid pentru ca să-i aduc aici, cu care îi plătesc bani. Dar eu cred că asta este pur și simplu în zadar, pentru că poți să vii singur, să-ți organizezi o zi sau jumătate sau o oră și să explorezi acest loc. Totodată, pe lângă terasele de orez, poți să vezi și jungla de aici. Este foarte frumoasă, bogată, verde, este ceva deosebit. Punct de trecere cu donații obligatorii. E ca încă te cheamă să vii încolo, dar te pune să plătești. De noi deja și a fost mai interesant, am văzut. Cred că nu mai mergem încolo. Ei, ștept să pregătesc banii. Stăm în rând. Stăm în rând să plătească donații. Care primul plătește? Ia? Nu mi-e crede că acolo trebuie să plătească intrarea. Este amiază și s-a adunat tot mai multă lume și vin, s-a aglomerat locul deja. Urcarea a fost foarte dificilă, am obosit atât de mult, plus că mai suntem și flămânzi, atunci am mers undeva să luăm masa, că nu mai avem puteri. Sfârșit mâncărica, era foarte foame. Neam. Ia uitați la fețele noastre și suntem pometate. Mai pot. Idei nu am și asta. Care au fost destul de gustoase, am băut și fresh. Mi-a costat undeva 4 euro. Adică e destul de ieftin. Așa o cafenea. Aceste animăluțe drăguțe se numesc luac. Dacă le dai de mâncare cafea, excremațiile lor se folosesc pentru a produce cafea. Și se socoate o cafea foarte bună și scumpă. Așa că să știți că cea mai bună cafea e aceea din excremațiile luacilor. Luac. E miroasa mâncare. Vino cu hai. Hop. Îți place? Uite, îți faci și mănâncă din interior. Dacă am clepă. Și mai clefăi. Hai, vină cu-a. Uite la ei tot. Făcut acolo. Na. Am ajuns la hotel, am hrănit animaluțele luac. Hai să vă arătăm un pic cum arată hotelul ăsta. Este așa într-un stil tradițional indonezian. Este ceva plăcut, foarte frumos.
Sunt foarte multe ornamente, statuete. Are așa jumătate de cap e chel. Iar aici este așa un templu mic, familiar. Un detaliu foarte interesant. Doamnele nu au dreptul să intre în altarul ăsta dacă sunt în perioada cea mai delicată a lunii. Interesant. Și tot așa o cupă cu daruri. Totul este lucrat în lemn și piatră. Este ceva foarte așa amănunțit, amănunțit și foarte, foarte delicat. Și curtea hotelului este așa o pădurice tropicală, interesant. Hotelul cu două etaje. (Gântu-i)